Bun găsit la România Inteligentă! Mai mulți elevi din Ploiești au reușit să devină autori încă din liceu. Tinerii au lăsat o carte de dezvoltare personală dedicată celor de vârsta lor și nu numai. Elevii au transmis un mesaj clar: orice persoană are nevoie să se exprime fără teama că va fi judecată. Lansarea cărții a strâns într-o librărie zeci de tineri și adulți dornici să afle despre ce au scris elevii. 27 de tineri de la Colegiul Național Ion Luca Caragiale din Ploiești, care fac parte dintr-un club de limba engleză pasionați de scris, au creat o carte de dezvoltare personală. Cartea numită Where Wild Flowers Grow conține diferite texte literare, precum poezii, pagini de jurnal și povești. Mai exact, este o fereastră în lumea interioară a tânărului contemporan și o dezvăluire a imaginației, a creativității și a originalității fiecăruia dintre autori. Cred că doamna profesoară a reușit să creeze un mediu foarte confortabil pentru noi să ne exprimăm sentimentele. Deci, pentru mine, cel puțin, și cred că și pentru mulți dintre colegii mei, a însemnat pur și simplu libertatea de a te exprima liber și de a nu fi frică că e judecat. Cititorii să se regăsească în ce am scris noi, bănuiesc că asta au vrut și colegii mei și mi se pare cea mai importantă parte, să te simți înțeles cum ne-a simțit noi. În această carte toți ne-am așternut emoțiile și am vorbit despre trăiri din viața de zi cu zi. Am pus acolo emoții, gânduri, fel și fel de exerciții pe care le-am făcut în cadrul atelierelor și, bineînțeles, toată lumea a scris ce a decis în acel moment că e important. Sunt de la poezii triste până la pagini de jurnal vesele. Toate lucrările mele au fost bazate pe iubire, pentru că trebuie să manifestăm iubirea între noi. Lansarea a stârnit atât interesul tinerilor, care doreau să vadă ce mesaje transmit autorii din generația lor, dar și a părinților, care voiau să afle mai multe despre adolescenții din ziua de azi. Copiii vor altceva. Școala trebuie să răspundă și la lucrurile acestea. Sunt niște dorințe interne. Copiii sunt atât de creativi, e altă generație și ne adaptăm de fiecare dată. Trebuie să le răspundem lor și mie îmi pare foarte bine că o floare din această sălbatică a reușit să rodească și la noi în grădină. Ideea a venit în pandemie, când am avut mai mult timp liber decât credeam că o să avem. Mi-am dat seama eu că îmi place foarte mult scrierea creativă și când ne-am reîntors la școală m-am gândit că ar fi păcat să nu împărtășesc această pasiune cu copiii mei. Emoția este mare, evident. Copilul este extrem de încântat de faptul că în acest liceu reușește să facă și altceva decât ce fac copiii de vârsta lor. Să stea, să se uite pe diferite device-uri. E o idee extraordinară pe care doamna profesoară Filoneanu a avut-o. Tinerii autori își doresc acum ca opera lor să ajungă la cât mai mulți adolescenți și să-i motiveze pe aceștia să se descopere și să-și dezvolte propriile talente.